Domn profesor, așa cum am spus, nu avem voie decât la o victorie în această partidă. Cât de grea vede să duci confruntarea, având în vedere că noi venim după meciul din 3 în 3 zile și știți, așa trebuie să demonstreze, până la urmă, n-a fost întâmplare ca acum. Orice meci are greutatea lui, să spunem așa. E clar cum a spus și Cioli, dacă nu le respectăm și atât pe adversari, dar în primul și primul trebuie să respectăm pe noi, pentru că, într-adevăr, venim după o perioadă destul de grea, cu toate punctele de vedere, și ca frecvența meciurilor, și ca oboseală, și ca și rezultate, din păcate, ni le-am asumat aceste lucruri, toată lumea și le-a asumat, pentru că știam ce ne așteaptă în această perioadă foarte grea pentru noi, dar acum este un meci, să spunem așa, important pentru noi, trebuie să intrăm foarte hotărâte, cele de la știința sunt o echipă destul de incomodă, toate jocurile au pus probleme la toți adversarii, mai ales în prima repriză, de aceea meciul de mâine, cel pe minutul cum se termină minutul 60, va trebui să gestionăm foarte bine aceste momente, să nu ne grăbim să câștigăm în minutul 5 meciul, pentru că nu se poate acest lucru, va trebui să jucăm, să avem răbdare, să construim și să, într-adevăr, să bucurăm și victorii noștri de handbal, pentru că ductorul acelor victorii care i-a bucurat pe parcursul acestui campionat și pe parcursul întregii activități pe care am depus-o împreună cu această echipă nouă în ființa. Orice s-ar spune, eșecurile, chiar dacă sunt în fața unor adversari superior cu mai multă experiență, n-au cum să vă afecteze echipa din punct de vedere moral. Vreau să vă întreb cum le țineți dumneavoastră conectate pe fete și cum, ce le spuneți ca să le motivați în continuare pentru așa de primul obiectiv? E clar că în momentul când începi un joc, îți spui ca să faci tot ce mai bine ca să reușești să câștigi. În momentul când ai câștigat, e normal că te afectează cu toate puterile, și moral, și psihic, și fizic, pentru că jucăm din 3-3 zile. Eu cred că experiența acestor jocuri pe care, chiar dacă le-am pierdut, va fi una pozitivă pentru fetele noastre, pentru noi, în general, pentru toată echipa, pentru că în aceste cupe europene am trecut și numai în europene și în campionat, acum la începutul acestui an, am trecut echipe foarte puternice și cred și sunt convins că fetele au acumulat o experiență care le va fi utilă în acest joc și nu numai acest joc, în toate celelalte jocuri care vor urma în campionatul nostru, Liga Fotbal, pentru că de acum acolo orice meci pe care vom avea acasă în campionat va avea importanța lui și însemnătatea și greutatea lui în a acumula puncte și a ne deplini obiectivul și anume acela de a rămâne Liga Fotbal, pentru că la începutul acestui an competițional acesta a fost obiectivul, am reușit lucruri nemaipomenite prin calificarea în această grupă, deși acum cred că am învățat pe iubitorii, nu vreau să spun, dar vreau să spun până la urmă, i-am învățat pe iubitorii noștri cu rezultate nemaipomenite, dar au început să nu mai aibă răbdare și efectiv chiar de multe ori sunt sau nu sunt de înțeles, dar ceea ce am realizat noi în acest an competițional cred că este de domeniul fantasticului. O echipă făcută cum a făcut această echipă și anul trecut și anul acesta, în care aveam ca și obiective rămânerea Liga Fotbal, iar acum să spunem că, de fapt, nu mai suntem ce am fost în urmă cu două luni de zile, e păcat. E păcat și încă o dată cer ce am spus și la cuța de presă după meciul cu Sona, da? Cer ca iubitorii noștri să fie pe handbal și susținătorii noștri să fie mai îngăduitori, pentru că sunt lucruri mărețe, lucruri extraordinare pe care trebuie să le apreciem și să nu dăm cu buretele pe toată munca celor care fac parte din această echipă și în special fetele, cu noi staff-ul și cu conducerea, pentru că am reușit și a realizat lucruri mărețe. Cum ne poate surprinde, cum ne dorim asta, dar cum ne poate surprinde în sensul care sunt datorul de Științei București? Da, este o echipă foarte arțăcoasă, o echipă care își dorește foarte mult, pentru că după 15 etape n-am într-adevăr niciun punct acumulat, dar în toate meciurile și chiar și cu noi, țin minte meciul din tur, ne-au pus piedici. De asta trebuie să fim foarte, foarte atenți. Sunt o echipă, cum ați spus mai devreme, arțăcoasă și își doresc și ele să acumuleze puncte. Și de aceea va trebui să jucăm foarte, foarte agresiv, foarte dezinvolte și să găsim soluții care să ne avantajeze și să nu le pună pe mobiciu. Aveți probleme de lot înainte de acest meci? Momentan nu, toată lumea este aptă. Sper că astăzi, după antrenamentul de seară, să nu avem probleme.